s-au dus vremurile în care angajatorul stabilea salariul angajaților, iar aceștia, dacă acceptau bine, dacă nu, erau liberi să plece. O platformă de joburi a lansat pe piață un comparator în timp real de salarii din România. Paylab.ro este site-ul unde orice angajat sau persoană care își caută un loc de muncă își poate introduce câteva date și afle exact ce salariu merită pentru experiența și abilitățile sale. Comparatorul de salariu poate fi folosit în orice moment al zilei și are și o aplicație ce poate fi descărcată pe telefon sau tabletă. Deși funcționează doar de 4 luni, până acum Paylab a fost de ajutor pentru aproape 200.000 de persoane care au vrut să afle cât e salariul în domeniul în care activează. Platforma a fost gândită de reprezentanții unui cunoscut site de joburi, după ce a observat că firmele românești nu comunică salariul atunci când publică anunțuri de angajare. Așa că de multe ori, candidații care mergeau la interviuri nu știau ce salariu să pretindă atunci când discuția ajungea la capitolul bani. Ce subiect? Salariul e un subiect tabu în România în continuare. Legislația deocamdată nu obligă angajatorul să se afișeze, cum este, de exemplu, în Anglia, în America, chiar și în Slovacia, mai aproape de noi. Este obligat să afișeze salariul din anunțul de angajare. Nu este o dorință angajatorilor, este o obligație legislativă. Dacă și la noi, de exemplu, există obligația legislativă să afișezi din anunțul de angajare salariu, atunci vom vedea toate anunțurile cu salariu, așa cum se întâmplă în Anglia, de exemplu. Dar cum în România angajatorii nu țin cont că posibilii angajați ar vrea să știe cam cât se câștigă într-un anumit domeniu, atunci tehnologia le dă planurile peste cap. Îi ajută pe candidat să vadă cât ar merita sau cât ar putea să ceară în cazul unui interviu sau cât ar trebui să câștige la jobul actual. Dacă te informezi dinainte, în general, platforma e făcută în două scopuri. O dată pentru companii să-și dea seama cam cât, ce salariu ar fi corect să ofere, conform pieței sau peste piață, depinde ce își dorește, și pentru candidat să-și dea seama dacă salariul pe care îl are sau pe care și-l dorește este meritat. Deci da, s-au dus vremurile în care te informezi sau nu știi cât trebuie să ceri, poți să intri să te informezi. În 4 luni de zile s-au introdus 190.000 de salarii la nivel național. Platforma este relativ ușor de folosit. Aveți nevoie de un dispozitiv conectat la internet și puteți afla în mai puțin de 2 minute ce salariu puteți cere dacă mergeți la un interviu de angajare. Ok, lucrător, să nu avem lucrător comercial. Ok, să zicem că ai experiență de poziție de între 3-5 ani de zile, salariu net lunar de bază, să zicem că ai 1600 de ron net, să zicem că ai și un bonus de 100 de lei pe an, 100 de lei pe an, 100 de lei și un bonus de 150 de lei de sărbători. Ok. Aici te întreabă ce beneficii ai, nu știu, training pentru angajați, evenimente de firmă, program de lucru flexibil, dacă ai, zile suplimentare, bonusuri pentru recomandări, indemnizație, locuință, etichete de masă, se zice că mai ai, comerț cu amănuntul, așa este, asta e industria, comparare salarii. Deci aceasta a fost informațiile de care am avut nevoie și acum am apăsat pe comparare salarii. Ok, salariul mediu este 1739 de ron, salariul tău corespunde mediei, eu am pus 1600. Deci, practic, aici diferența este că 22% dintre respondenți câștigă mai puțin decât tine. Platforma oferă informații pentru aproape 800 de funcții și poziții din toate sectoarele private, precum și din instituțiile de stat.